În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În introducere vom recita, cânta psalmul numărul 38. Doamne, să nu mă mustri în mânia Ta și să nu mă pedepsești în furia Ta, căci săgețile Tale s-au înfipt în mine, și în mâna Ta pasă peste mine. Nimic nu este sănătos în trupul meu, în fața indignării Tale, și nu este pace în oasele mele, din cauza păcatelor mele, căci fără de legile mi-au acoperit capul, ca o povară grea m-au apăsat, au putrezit și s-au înveninat rănile mele, din pricina nebuniei mele. M-am încovoiat și m-am gârbovit cu totul, toată ziua umblu în mâhnire. Rărunchi-mi sunt cuprinși de febră și nu mai este nimic sănătos în trupul meu. Sunt istovit și frânt cu totul, strig din cauza zbuciumului inimii mele. Doamne, în fața Ta e toată dorința mea și suspinul meu, nu este nimic ascuns de Tine. Inima mi se zbate, m-au părăsit puterile și nu mai am nici măcar lumina ochilor. Celii care mă iubesc și prietenii mei stau deoparte din cauza rănii mele, și apropiații stau departe. Cei care caută sufletul meu îmi întind curse. Cei care îmi vor răul vorbesc despre prăirea mea și vitleșuguri pun la cale ziua întreagă. Iar eu, ca un surd, nu dau ascultare și sunt ca un mut care nu-și deschide gura. Ca omul ce nu aude și nu iese răspuns din gura lui. Pentru că în Tine, Doamne, mi-am pus speranța, Tu-mi vei răspunde, Doamne, Dumnezeul meu. Spuneam, de fapt, să nu râde de mine când mi se clatină piciorul, să nu se ridice cu mândrie împotriva mea, fiindcă sunt gata să mă prăbușesc, și durerea înaintea mea este pururea, căci eu mărturisesc fără de legea și mă neliniștesc din cauza păcatului meu. Dușmanii mei sunt plini de viață și sunt puternici și s-au înmulțit cei care mă urăsc fără motiv. Ei îmi răsplătesc binele cu rău și mă acuză pentru că îi urmăresc binele. Să nu mă părăsești, Doamne, Dumnezeul meu, să nu Te îndepărtezi de la mine. Grăbește-Te să mă ajuți, Doamne, mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur și în vecii vecilor. Amin. Doamne, ai milă de noi, Hristoase, ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi. Domnul să fie cu voi, să ne rugăm. Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Rege al Universului, care ai condus poporul Tău, Israel, printr-un stâlp de nor pe zi și printr-un stâlp de foc noaptea. Luminează-ți poporul Tău credincios prin lumina lui Hristos și fă cuvântul Tău să fie o lampă pentru picioarele noastre și o lumină pe calea noastră, căci Tu ești milostiv și iubești întreaga creație și pe noi făpturile Tale. Lasă ca rugăciunile noastre să se înalțe înaintea Ta, Doamne, și lasă bunătatea Ta iubitoare să coboare asupra noastră,
Cav în mintea purificată să-ți cântăm laude ție împreună cu biserica ta de pe-ntreg pământul și cu întreaga oștire a cerului, prin Iisus Hristos, Fiul tău, Domnul nostru, care trăiește și domnește cu tine și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, acum și în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, citirea din Cuvântul lui Dumnezeu pentru această seară este în continuare din Evanghelia Sfântului Ucenic Marcu, de la capitolul numărul 15, versetele de la 16 și până la 32. Soldații l-au dus în curte, adică în pretoriu, și au adunat toată cohorta. L-au îmbrăcat cu o haină de purpură și, împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap. Apoi au început să-l salute. Bucură-te, rege al iudeilor, și-l loveau peste cap cu o trestie, îl scuipau și, căzând în genunchi, se prosternau înaintea lui. După ce și-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură și l-au îmbrăcat cu haina lui. Apoi l-au dus afară ca să-l răstignească. Au constrâns un trecător, un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus, ca să ducă crucea lui Isus. L-au dus la locul numit Golgota, care tradus înseamnă locul craniului, și au dat vin în miresmat, dar el nu l-a luat. Apoi l-au răstignit și, împărțindu-și hainele lui, au aruncat zarurile pentru ele, cei care să ia. Era ceasul al treilea când l-au răstignit. Era scrisă inscripția condamnării lui, regele iudeilor. Împreună cu el au răstignit și doi tâlhari, unul la dreapta și unul la stânga. Cei care treceau rosteau blasfemii împotriva lui, clătinând din cap și spunând: „Hei, tu care dărâm templu și îl construiești în trei zile, salvează-te pe tine însuți, coborând de pe cruce.” La fel și arhierei între ei îl luau în râs împreună cu cărturarii și spuneau: „Pe alții i-a salvat, pe sine nu se poate salva. Hristos, regele Israelului, să coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem.” Îl insultau și cei care erau răstigniți cu el. După ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu în zilele acestea din urmă ne-a vorbit nouă prin Fiul Său. Să rostim împreună crezul apostolic, crezul bisericii noastre. Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Făcătorul Cerului și al Pământului, și în Iisus Hristos, Fiul Său, unul născut, Domnul nostru, care s-a zămizlit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Sfânta Fecioară Maria, a pătimit sub Pilat din Pont, a fost răstignit, a murit și a fost îngropat, s-a coborât în locuința morților. A treia zi a înviat din morți, s-a înălțat la cerul și șa de la dreapta Tatălui, Dumnezeu Atotputernicul, de unde are să vină să judece vii și morții, credând Duhul Sfânt în Biserica cea Sfântă și atot cuprinzătoare, în comuniunea Sfinților, în iertarea păcatelor și în învierea morților și în viața veșnică. Amin. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, astăzi suntem ajunși la studiul nostru din Micul Catehism al lui Martin Luther, la cel de-al doilea articol din Crezul Apostolic, un articol care ne vorbește despre mântuirea noastră în și prin Iisus Hristos. În această seară, în cadrul acestei prelegeri, vom vorbi despre cele două naturi ale lui Iisus Hristos. Vă amintiți că încă de aseară am făcut o introducere, adică am intrat cu două întrebări în această temă. Cine este Iisus Hristos? Iisus Hristos este Dumnezeul. Este Dumnezeu adevărat, născut din Tatăl, din eternitate și, de asemenea, om adevărat, născut din Sfânta Fecioară Maria. Cum știm că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat? Deoarece Sfintele Scripturi îl declară ca fiind Dumnezeu adevărat, învățând despre el următoarele. Învață că Iisus are nume divin, așa cum am văzut din Ioan 20, Roman capitolul 9 sau 1 Ioan capitolul 5. De asemenea, Iisus posedă atribute divine, calități sau caracteristici, fiind etern, adică fără început și fără sfârșit, după cum citim în Ioan capitolul 1, fiind fără schimbare, după cum citim în Evrei capitolul 13, unde ni se spune Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Este atotputernic, după cum citim în Matei capitolul 28, unde Iisus Hristos spune: „Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ.” Este atotcunoscător, este prezent
peste tot, după cum spune în Matei, capitolul 28, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, ne aducem aminte că Iisus face fapte divine, iertând păcatele, după cum citim în Matei, capitolul 9, unde spune Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. De asemenea, El este Creatorul, după cum citim în Ioan, capitolul 1, cum că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. De asemenea, El va judeca. În Ioan, capitolul 5, ne spune că Tatăl i-a dat puterea să judece. El păstrează și conservă toate lucrurile, după cum citim în Evrei, capitolul 1. Dar avem exemple minunate și în Ioan, capitolul 2, acolo unde ni se vorbește despre nunta din Cana, sau în Ioan, capitolul 8, unde Iisus Hristos a potolit o furtună, sau în Matei, capitolul 9, unde a vindecat un paralitic. În Ioan, capitolul 11, unde l-a chemat pe Lazar înapoi la viață din mormânt, și de asemenea în Matei, capitolul 28, unde se vorbește de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Iisus, de asemenea, primește glorie și onoare divină, după cum citim în Ioan, capitolul 5 și în Evrei, capitolul 1. Cum știți că Iisus Hristos este de asemenea om adevărat? Știm că Iisus Hristos este de asemenea om adevărat, deoarece Sfânta Scriptură îl numește în mod clar ca fiind om. În 1 Timotei, capitolul 2, citim astfel că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. De asemenea, Scriptura ne spune că El are corp și suflet uman, după cum citim, de exemplu, în Matei, în Luca, capitolul 24, unde Iisus Hristos spune: uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are carne, nici oase, cum vedeți că eu am. De asemenea, Scriptura vorbește despre sentimentele și acțiunile umane ale Domnului nostru Iisus Hristos. În Matei, capitolul 4, citim că El a flămânzit. În Ioan 11, că a plâns. În Ioan 19, că i-a fost sete. De asemenea, care sunt cele două naturi care sunt unite într-o singură persoană în Iisus Hristos? Natura divină și cea umană sunt unite în Iisus Hristos. Această unire personală a început atunci când El a devenit om, adică atunci când El s-a întrupat în pântecul Sfintei Fecioare Maria. Și atenție, vă rog, la această afirmație, această situație de Dumnezeu om, adică de natură divină unită cu natura umană, durează pentru eternitate. Adică pentru eternitate, Iisus Hristos este 100% Dumnezeu și 100% om. Pentru această afirmație există numeroase argumente în Scriptură. Puteți să citiți în Ioan capitolul 1, în 1 Timotei capitolul 3, în Coloseni capitolul 2, unde ni se spune că cine El locuiește trupește, adică întrupat, toată plinătatea Dumnezeirii. Acest verset din Coloseni 2, capitolul 9, fiind un verset împotriva argumentației calviniștilor sau a zvinglienilor și a celor care urmează viziunea acestora cu privire la Hristos, anume că finitul nu poate cuprinde în sine infinitum, infinitul, adică finitum non capax infinitum. Acest verset dovedește clar că în Hristos, în trupul lui Hristos care era finit, locuiește plinătatea Dumnezeirii, adică plinătatea infinitului. Iată că în finit poate, în mod supranatural, prin puterea lui Dumnezeu să locuiască infinitul. Apoi avem Isaia capitolul 9, Matei capitolul 28, Fapte capitolul 3, unde ni se spune: ați omorât pe Domnul vieții. În 1 Ioan capitolul 1 și în Fapte capitolul 20. De ce a fost necesar ca Mântuitorul nostru să fie om adevărat? Biserica noastră învață că a fost necesar ca Iisus Hristos să fie om adevărat pentru a putea să acționeze în locul nostru sub lege și să o împlinească pentru noi, adică să aibă o ascultare activă față de lege, după cum ne spune Galateni capitolul 4, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei care erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. Iar în Roman capitolul 5, Sfântul Apostol Paul ne spune: după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. De asemenea,
A fost necesar să fie om ca să fie capabil să sufere și să moară pentru vina noastră, deoarece noi am eșuat în a ține legea. Aici este vorba despre ascultarea pasivă. În Coloseni, capitolul 1, se spune: El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină. De ce a fost necesar ca Mântuitorul nostru să fie Dumnezeu adevărat? Biserica noastră învață că a fost necesar ca Iisus Hristos să fie Dumnezeu adevărat pentru că împlinirea legii, viața sa, suferința și moartea sa poate să fie suficientă pentru răscumpărarea tuturor oamenilor. Și pentru acest lucru avem suficient de multe versete. De exemplu, Galateni, capitolul 3, ne spune: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. De asemenea, a fost necesar ca El să fie Dumnezeu, ca să poată să învingă diavolul și moartea pentru noi. Ce mărturisim, deci, despre Iisus Hristos, Dumnezeu om? Noi mărturisim că Iisus Hristos este Dumnezeul nostru și răscumpărătorul nostru, pe care îl iubim și îl servim cu întreaga noastră viață. Pentru ce triplă slujire a fost uns Domnul Iisus Hristos? Iisus Hristos a fost uns ca profet, preot și rege. În calitate de profet, Hristos a predicat personal cuvântul lui Dumnezeu, adică Evanghelia sa în timpul vieții sale pe pământ, validând cuvântul său ca venind de la Dumnezeu, cu minuni, în mod special cu minunea învierii lui. Prin Evanghelia propovăduită, astăzi încă se proclamă pe sine ca fiind Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. În Marcu, capitolul 6, 16, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos spune: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Iar în Luca, capitolul 10, spune: Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește, iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe Cel care m-a trimis pe mine. De asemenea, în calitate de preot, Domnul Iisus Hristos a împlinit legea în mod perfect în locul nostru, prin acea ascultare despre care am vorbit că este cea activă, și de asemenea s-a sacrificat pe sine pentru păcatele noastre, care este ascultarea pasivă. De asemenea, în calitate de preot, El încă pledează pentru noi înaintea Tatălui, prin ceea ce noi numim mijlocire, după cum spune 1 Ioan, capitolul 2: Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Și nu în ultimul rând, în calitate de rege, Hristos guvernează cu atotputernicia Lui asupra întregii creații, guvernează și protejează mai ales biserica, iar în final conduce biserica în împărăția gloriei, după cum spune Sfântul Apostol Paul în 2 Timotei, capitolul 4: Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția Lui cerească. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Dragii mei, să ne rugăm. O Doamne, Dumnezeule atotputernic și veșnic, pentru că Tu nu urăști nimic, Tu ierți păcatele tuturor acelora care se pocăiesc, creează, Doamne Dumnezeule, în noi inimi noi și potrivite pentru ca noi să ne pocăim de păcatele noastre și, recunoscând nenorocirea noastră, să avem de la Tine, Dumnezeul oricărui îndurări, iertarea și viața veșnică. Prin Iisus Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru, care trăiește și domnește cu Tine și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, acum și în vecii vecilor. O Doamne Dumnezeule, de la Tine provin toate dorințele sfinte, toate sfaturile bune și toate lucrurile bune. Dă Tu robilor Tăi acea pace pe care lumea nu o poate da, pentru ca inimile noastre să fie gata să asculte poruncile Tale și, de asemenea, să fim apărați de frică pentru a putea trăi în pace și în liniște. Prin Iisus Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru, care trăiește și domnește cu Tine și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, acum și în vecii vecilor. O Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru cel iubitor, Te rugăm, Doamne, să ne ții în mâna Ta pe fiecare dintre noi și pe toți aceia dragi nouă care au nevoie de Tine. În mod special, ferește în aceste clipe grele de problema aceasta creată de acest nou virus care afectează întreaga lume. Ai grijă de noi și de toți cei pe care noi îi iubim, protejându-i
Și de asemenea, Doamne Dumnezeule, te rugăm să izbăvești lumea din această încercare a întunericului, aducând din nou peste noi lumina iubirii tale, prin Iisus Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru și Domnul nostru, care trăiește și domnește cu Tine și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, acum și în vecii vecilor. De asemenea, Doamne Dumnezeule, pentru că Tu ești un Tată iubitor, îi aducem înaintea Ta pe toți aceia dragi nouă care sunt în suferință și care au nevoie de atingerea harului Tău. Îți amintim de Florica, de Emil, de Tinu, de tata lui Iro și de Silvia, ca Tu să te atingi de fiecare dintre ei, să-i binecuvântești și să-i ocrotești. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să-i binecuvântești pe frații noștri din Suceava, pe toți cei dragi lor, familiile lor, frații și surorile lor, părinții și bunicii, pentru ca ei să fie protejați în mijlocul acelui focar de infecție. Te rugăm, Doamne, și pentru aceia vulnerabili din biserica Ta, din toate locurile, pentru toți cei care au nevoie de Tine. Te rugăm pentru Maria, ca Tu să o întărești, să o binecuvântezi, să o ții departe de orice pericol. Prin Iisus Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru, care trăiește și domnește cu Tine și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, acum și în vecii vecilor. Doamne Tată Ceresc, de asemenea Te rugăm să-i binecuvântezi pe toți aceia care se investesc în a duce criza aceasta la un sfârșit cât mai rapid. Binecuvântează Tu autoritățile să ne poată conduce după voia Ta în acest timp de strâmtorare. Binecuvântează cadrele medicale, binecuvântează-i pe cei care ne asigură securitatea, binecuvântează biserica Ta să poată să aducă speranță și vestea cea bună a Evangheliei în inimile oamenilor. Și fă Tu, Doamne Dumnezeule, ca această criză să termine cât mai curând posibil, pentru ca biserica Ta să recapete libertatea, să se închine, să Te glorifice, iar copiii Tăi să guste din împărăția Ta, prin predicarea și proclamarea cuvântului și prin împărtășirea cu Sfintele Sacramente, prin Iisus Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru, care domnește și trăiește cu Tine și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, acum și în vecii vecilor. Amin. Pe deplin încrezător, dragii mei, în Dumnezeu, să rostim împreună rugăciunea pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și mărirea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi! Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, slavă Ție, Doamne! Domnul să vă binecuvânteze, să vă păzească, Domnul să facă, să lumineze fața Lui peste voi, să se îndure de voi, Domnul să-și înalțe fața peste voi, să vă dea pacea Lui. Amin! Iubiți credincioși, vă las în mâna Lui Dumnezeu, acolo unde sunteți, în mâna Tatălui vostru Ceresc. Domnul să vă binecuvânteze și să vă țină în mila Lui. Amin.